Dacă vă e și o foame, vă urez poftă bună. Păi să așa că nu se vede. Hai bă, focusezi. Ia, hai să vedem ciorbița asta. Cum ne vine, cum putem. Da, foarte bună. Vezi și pad. Next, felul 2. Punem aici pe pad, pe mai pad. Dar oricum nu voi bea pe toată carnea. Foarte greu să faci vloguri, să filmezi. Tocmai am editat primul clip cu mâncare cu meniul zilei de la Gallo Nero. Nu sunt foarte mulțumit de clip, dar cu toate astea îl voi pune săptămâna aceasta ca să-l vedeți. Și astăzi vreau să filmez un altul pentru că vreau să-mi comand din nou meniul zilei de la Gallo Nero. Îmi place să fac clipuri, este noua mea pasiune și de aceea încerc să fac cât mai multe clipuri, să-mi fac mâna pentru a oferi o experiență mult, mult mai frumoasă și mai calitativă pe acest canal. Eu aici editez, copiez fișiere că nu mai am loc pe laptop, e haos. Am un laptop foarte vechi, dar vreau să fiu mai bun, vreau să fac mai multe clipuri pentru voi. Asta e aplicația Papa Dream, să dăm sus de tot. Avem primul restaurant Mezaluna închis. Eu sunt în Râmnicu Vâlcea, voi face comanda acasă. Să așa că nu se vede. Hai bă, focusezi. Bun, și avem aici meniul zilei, 10-a 2-a. Ciorbă de spanac cu afumătură, supă de rață cu tăiței, ciorbă de fasole verde cu ou. Deci una dintre ciorbele astea. Friptură de porc la tavă plus cârnați și mămăliguță. Sau musaca cu cartofi și cu murături, plus desert. Toate chestiile astea, plus pâine, 21 de lei este meniul zilei, da? Felul 2, friptură de porc la tavă cu cârnați și mămăliguță. Îmi place și musacaua foarte mult, îmi plac cartofii, îmi place care a tocat, dar prefer să mănânc friptură la tavă. Desert, să vedem ce desertul or avea, habar n-am. Revenim când vine comanda. Vreau foarte repede să puneți pe pauză acest video sau să vă duceți repede în secțiunea de comentarii și să-mi spuneți voi mâncați la meniul zilei. Cât de des pe săptămână mâncați meniul zilei și unde vă place mai mult, să mergeți la restaurant personal sau să-l comandați acasă. Sună interfonul. A venit mâncarea. Și după cum vedeți, masa mea este pe laptop. Aici voi mânca, aici am fac eu studioul. Vreau doar să vă arăt acum cum au fost ambalate, pentru că se pare că au fost ambalate foarte bine, cu grijă. Ciorba aici deasupra o să o pun lângă. Aici avem desertul. O prăjitură. Aici avem pâinica, cred. Dar imediat o să vă arăt acum toată mâncarea și ne punem la masă să mâncăm, pentru că mi-este foame. Haideți, fraților, că am desfăcut astea. Nu știu cum să pun camera, îmi pare rău, nu știu să filmez. Mi-este foarte greu, e foarte greu să faci vloguri, să filmezi. Pice lumina bine, să se vadă produsele și să te mai vezi și tu, să-ți vezi și tu fața. Așa că până mă voi mai obișnui să fac clipuri mai bune, aveți înțelegere și nu fiți foarte aspri cu mine. Meniul a costat 28 de lei cu tot cu transport, 21 meniul la restaurant, 7 lei transportul și cu tot cu bacșiș încă 2 lei, 30 de lei. Poftă mare! Am primit și tacâmuri, dar nu vă recomand tacâmurile astea că sunt destul de proaste, însă eu voi mânca pentru că nu mi-am cumpărat set de tacâmuri noi în apartament și mâncăm așa cum ne vine, cum putem. Ia, hai să vedem ciorbița asta. Da, foarte bună. Foarte bună ciorba asta. Multe legume, carnea bună. Doamne, iubesc mâncarea caldă, e foarte, foarte bună. Vă recomand să mâncați mâncare gătită. Care caldă, vă face foarte bine la corp. Wow, super bună! Nota 10 pentru ciorbă. Next, felul 2. Punem aici pe pad, pe mouse pad. Hai repede, băieții, să mâncăm și asta, că după aia trebuie să mergem la sală și trebuie să mai stau și o oră să mi se digere mâncarea. Nu pot să trag cu stomacul plin. Aoleu, asta are cam un sos, sper să nu fie foarte gras. Bine, sunt cârnați, da, și carne. Cârnatul mai întâi. Bun. Numai că s-a răcit un pic, pentru că până am făcut tot seta, poate trebuie vreo jumătate de oră. Și da, tonul a ieșit perfect, tot nu sunt mulțumit. V-am zis și în clipul de din săptămâna 5, vreau să fac clipuri mult mai frumoase pentru voi. Ia să vedem aici, carnea. Pulpă de porc la tavă. Un pic afumată. Nu e sărată, foarte puțin, nu e sărată excesiv. Mănica bună,
cu mai multă sare. Balansează gustul cu carnea foarte bun. Aici nu știu ce am în sosul ăsta, care nu e de la tavă. Sper că n-au pus oamenii foarte mult ulei, dar oricum nu o voi bea pe toată, nu o voi mânca. Voi alege așa carnea, nu mai stau să mănânc și sosul, însă ține carnea foarte fragedă. Și carnea este foarte suculentă pentru că a stat în sosul ăsta. Gata. Pentru felul 2 o să fie nota 9. Ciorba 10, felul 2 9 și acum trecem la desert. Oricum toate lucrurile astea într-un preț foarte, foarte bun. Da, mănânc și desert la slăbire. Asta e. Wow, nu. Asta e acrișoare rău. Da, nu-mi plac prăjiturile acrișoare. Are gust de lămâie. Are gust de lămâie. Cui îi plac prăjiturile cu lămâie? Pot să mănânc, dar nu îmi place foarte mult. Dar pentru 21 de lei este foarte bine, zic eu. Am reușit aici să mănânc, cred că, peste 1000 de calorii. Dar trebuie să mai ies afară pentru că sunt foarte, foarte răci și m-a tras curentul rău de tot, îmi trosnește capul foarte, foarte tare. E cea mai bună mâncare, mâncarea gătită, face foarte bine la stomac. Are mulți nutrienți, multe vitamine pentru că sunt foarte multe legume acolo, fierte, are carne, are tot ce trebuie. Cu grăsimile mai nasol când vom azi de la restaurant pentru că nu știe exact câte grame de grăsime au pus. Dar asta e. Eu o să mai comand și la alte restaurante și o să mai fac și alte clipuri interesante pentru voi. Nu uitați să lăsați și un like dacă v-a plăcut acest clip pentru că mie mă ajută foarte mult. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole pentru că sunt foarte importante pentru corpurile voastre. Ciao!